din ziua de azi n-au respect. În fond, legile sunt de așa natură că nu poți să nici să măcar să îi spui un pic, dacă te-ai răstit la el, gata. Tinerii sunt puși la zid de seniori. Aceștia din urmă spun că generațiile tinere nu mai știu ce înseamnă respectul, că foarte mulți dintre ei consumă substanțe interzise și că tot atâția reprezintă un pericol social. Grav. Înseamnă că vom avea o generație distrusă și statul nu face nimic, dar nimic. Nu, educație proastă. Să știți că școala nu face educație, fac părinții acasă, deci ce fel de părinte e, așa copil va avea. Părerea mea. Și eu am copii, dar nu înseamnă nu. Și cum vi se pare că se comportă astăzi tinerii? Merg la școală, învață? Nu. Dar vă mai spun ceva, poate se supără lumea, dar nu se poate ca un profesor care ia examenul cu 5 să educe un copil de 10. Dar veți vedea mai târziu, când ne vor da în cap. Da. Aici credeți că se va ajunge? Da, sigur că da, nu mai e mult. Păi da, uitați, eu stau în girocului. Fac tinerii pipi în fața blocului. Mi-am făcut degeaba. Oricum, respectul e foarte departe de ce a fost. Noi nu ridicam fața înaintea bătrânilor. Știam să respectăm, să dăm loc într-un mijloc de transport, știam, dar acum nu mai știu, nu știu, nu învață la școală sau nu știu, nu vor să învețe ei. Tinerii, în general, nu se gândesc la viitor, aia este. Sunt trăiesc clipa și cam atât. Și o să fie foarte rău pentru viitorul lor. Alți seniori însă îi apreciază pe tineri și văd în ei un potențial imens. Aia zic că țin cu tineretul, că să... Doamnă, să vă spun, dar știți că marea majoritate a seniorilor, a persoanelor de vârsta dumneavoastră, pun tunurile pe tineri și spun că sunt neascultători, obraznici, nu le place școala. Dar noi n-am fost tineri. Și noi am fost tineri și nu ne plăsa nimeni. Cred că generația de acum este o generație mai bună decât am fost noi. Adică... Eu eram într-o clasă sau, mă rog, într-o școală unde noi ne băteam cam în fiecare lună, cel puțin o dată pe lună. Păi fiul meu este clasa a noua, a terminat a noua și n-a văzut niciodată o bătaie. Nu s-a bătut niciodată și niciunul din prietenii lui nu a exersat acest fenomen. Deci nu știe lucrul, chiar îmi pun problema, om, copilul ăsta știe să ia atitudine dacă e cazul. Deci consider că este agresivitate mai mică decât atunci. Tinerii se apără și spun că seniorii îi văd așa, întrucât vorbim despre conflictul dintre generații care se perpetuează dintotdeauna. Dumneavoastră, ce părere aveți despre tinerii din ziua de azi?